Bună ziua și bun găsit la Market Briefing. Sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne auzim. Prezentarea noastră este una generală, lucrurile discutate nu sunt recomandări de tranzacționare. Instrumentele financiare implică riscuri pe care utilizarea levierului le majorează și, bineînțeles, performanțele trecute nu reprezintă nicio garanție pentru performanțele viitoare. Și e posibil ca să am și eu uneori expunere în piață pe instrumente discutate sau unele corelate cu acestea. Un grafic al US 500 este cel cu care vreau să începem discuția, pentru că sesiunea de ieri a fost una volatilă și parțial atipică. Volatilă pentru că am avut cea mai mare scădere din ultimele luni și chiar aproape de din întreg anul, în timp ce atipică prin faptul că, spre deosebire de sesiunile anterioare, nu am mai avut acea revenire din a doua jumătate a ședinței sau chiar cum avusesem în prima parte a săptămânii trecute, revenire pe final. E clar că modul în care privesc investitorii relațiile comerciale și șansa de înțelegere pe tema aceasta s-a schimbat. Există o nemulțumire în creștere și cred că se poate concluziona în notă doar parțial amuzantă sau ironică faptul că investitorilor nu le place să fie taxați. Cei de la UBS spuseseră lucruri asemănătoare. Până la urmă, spre deosebire de ceea ce afirmase președintele Trump, cum că China plătește aceste taxe, importurile impozitate suplimentar, prin așa numitele tariffs, taxe vamale, sunt cad cumva în sarcina cumpărătorului. Dacă nu ar exista piață pentru ele, nu ar exista livrări din partea statului care exportă. Cu alte cuvinte, de fapt, banii vin din buzunarul americanilor, dar ceea ce însă a trebuit discutat mai în detaliu și nu prea văd această dezbatere importantă, totuși este că în urma impunerii acestor sancțiuni comerciale sunt două rezultate posibile. Unul este ca prețul produsului de import să crească cu nivelul taxei vamale, ceea ce va însemna că mai puțină lume va dori sau va alege să consume acel produs, deci vânzările vor scădea. Pe de altă parte, o altă variantă extremă este ca producătorul să taie prețul cu valoarea acelui produs și astfel consumatorul să nu resimtă nimic, dar producătorul să înregistreze pierderi dacă marja sa este mai mică de nivelul taxei și, în general, este mai mică. Acestea sunt cele două cazuri extreme. În cel de-al doilea caz extrem, într-adevăr, chinezii, companiile din China ar fi cele care ar plăti, dar cel mai probabil se ajunge la o combinație între cei doi factori. O parte, atunci, acolo unde este tolerabil și unde este posibil, o parte din costurile taxării suplimentare sunt suportate de către producători, cei din China de data aceasta, dar discuțiile sunt și pe alte zone, în timp ce o altă parte înseamnă pur și simplu o majorare a prețurilor și deci o erodare a bazei de cumpărători potențiali. Astfel, e cel puțin imprecis să spui că China plătește și probabil, deși analizele urmează să sosească în lunile următoare, probabil că mare parte din această fluctuație se va vedea în prețul produselor și deci va afecta volumele și nu neapărat marja de profit. Pentru că, în general, zona de producție, marjele sunt relativ limitate. Pe scurt, am avut o menținere a iluziei că cumva China nu va răspunde aceste ultime tranșe de sancțiuni
impusă deja noaptea de joi spre vineri în Statele Unite. China nu a răspuns imediat, dar prin comentariile unei voci interesante, editorul Global Times, editorul ediției chineze a acestui organ de presă important în China, s-a vorbit despre posibilitatea de a se introduce taxe vamale în niveluri variate, dar ajung la 25% pentru bunuri importate din SUA de 60 de miliarde și mai mult cu niște măsuri targetate, cu măsuri care vizează mai puține comenzi pentru avioanele Boeing. Bineînțeles, există alternativă în această piață, există Airbus. Apoi, cu oprirea, se spunea, lucru care a fost infirmat ulterior, oprirea importurilor de produse energetice, dar și cu oprirea importurilor de produse agricole și asta este ceea ce lovește în baza de susținere a președintelui american. Astfel că avem un episod de inflamare a tensiunilor care atestă o destul de serioasă posibilitate ca situația actuală să dureze. Mai mult, noaptea trecută lucrurile s-au înrăutățit suplimentar, a spune eu, deși s-a încercat pe final de ședință, nu vreau să intrăm într-o microanaliză a sesiunii de ieri, doar asta spune că pe finalul de ședință americană a existat o anumită revenire care nu a durat, comentariile fiind cum că discuțiile continuă, asta a sugerat oficialii administrației și că există chiar posibilitatea de a nu mai impune o nouă tranșă de taxe vamale pentru restul de produse importate în jur de 300 de miliarde de dolari. Ei bine, aceasta, spre deosebire de dățile trecute, această întoarcere spre deschidere, spre dialog, nu a mai fost suficientă și piețele au rămas pe scădere de peste 2%, US 500 sau de peste 3%, la un dat era aproape 4 pe futures după închidere US 100. Tendința este acum corectivă, cu toate că în SUA se pregătește o listă de noi produse potențial taxate suplimentar, aproximativ 300 de miliarde. Deci cam ce mai rămâne din importurile americane și care nu au fost deja impozitate. De acum încolo va fi dificil ca să răspundă proporțional China, pentru că importurile Chinei din Statele Unite nu sunt la fel de numeroase. În schimb, lucrul pe care l-a menționat același editor al Global Times spunea, a fost că ar putea fi impuse limitări pentru importurile de servicii, pentru utilizarea de servicii, deci nu de bunuri fizice dinspre Statele Unite. Cu alte cuvinte, o deteriorare considerabilă a sentimentului și unul care, deși în mod normal păstrăm această divizare pe segmente, totuși este remarcabil faptul că am avut o creștere importantă pentru aur. Aurul a reflectat nu doar discuție și poate nu în primul rând discuțiile între SUA și China, dar și comentariile referitoare la Iran. Avem deci o analiză care nu se poate limita la un strict plan economic sau al datelor macro, ci care arată o întrepătrundere a unor surse de stres spre mai multe zone. Una dintre aceste regiuni este dezbaterea comercială și o subsecțiune a sa foarte importantă este cea a relațiilor dintre China și Statele Unite. În același timp, pe 18 mai, este posibil ca SUA să-i anunțe taxe vamale pentru importurile de automobile din Europa, ceea ce nu a picat prea bine bursei germane, care a avut una dintre cele mai slabe sesiuni din ultimele săptămâni. Lucrurile tind și aici spre o ușoară revenire, pare o chestiune corectivă. În Asia s-a trecut
destul de ușor peste aceste noi informații. Până la urmă, runda de sancțiuni impusă de China Statelor Unite începând cu 1 iunie, deci observați că s-a lăsat ceva timp, este o veste proastă, mai ales pentru restul, pentru SUA și pentru restul lumii și nu direct pentru China. China având partea sa de scăderi și de suferință deja în ultimele săptămâni. În termeni procentuali, deși lucrurile au arătat asimetric mai prost în Statele Unite și Europa decât în China în ultimele ședințe, totuși, de la vârfurile locale, evoluția este mai accentuată în China. Societatea Generală a estimat că ultima rundă de sancțiuni bilaterale, deci cele impuse de Statele Unite Chinei și răspunsul Chinei, deci vineri plus luni, ar reteza cam jumătate de punct procentual din creșterea economică a Chinei și cam un sfert de punct procentual din cea a Statelor Unite. La nivel global, influența ar fi până în 0,2%, 0, dar peste 0,01%. Deci, impactul global ar fi sesizabil, ar intra pe radar, dar nu ar fi unul. Deci, ca valoare absolută, bineînțeles, înseamnă enorm 0,1%, dar nu este ceva dramatic. După părerea mea, e puțin optimistă această evaluare, pentru că există o serie de efecte indirecte de signaling, de semnalizare, pe care le au astfel de măsuri. Bun, și acum, înainte de a vă mai expune o serie de date fundamentale și de aspecte care sunt numeroase, să știți, dar probabil că ne-am întinde foarte mult, mie mi-ar plăcea să le dezbatem, dar trebuie să păstrăm și o anumită concizie. Aș prelua o parte din întrebările dumneavoastră. S&P 500, credeți că suportul weekly de la 2800 va rezista după această nouă escaladare a conflictului comercial? Vă spun că pe mine, deocamdată, deși graficul daily arată o migrare spre un teritoriu mai înalt, deocamdată ne-am oprit la 2825. Avem alte repere de rezistență. Deși contextul este oarecum constructiv acum, parcă avem diluată pe două ședințe această reacție scădere-revenire, dar până acum mereu am fost mai aproape de fiecare dată, nu chiar mereu, excepția a fost vineri, dar mai de fiecare dată am urmat această tendință descendentă. Ei bine, ceva asemănător tind să cred că se va întâmpla în continuare. Mi se par destul de serioase discuțiile și destul de dificilă rezolvarea pe termen scurt. Nu cred într-o păstrare a acestor noi taxe vamale pe termen foarte lung. Dacă aș crede în așa ceva, aș bănui că trebuie să ne facem planuri foarte serioase pe termen lung, pentru că riscul de criză severă ar fi puternic amplificat. Deci nu sunt de părere că poate că în SUA și la nivel global se poate trece cu ușurință peste o asemenea situație. Cred că împreună cu alte fenomene, ce țin de acumulare de datorie, ce țin de raporturi între active și PIB, de exemplu, sunt o serie de semnale de risc care, dacă se cumulează și cu persistente tensiuni comerciale, de fapt nu vorbim doar de tensiuni, ci deja de taxe mai mari, dacă taxele se mențin și se mai impun suplimentar pentru încă 300 de miliarde și se mențin, cheia este asta, cât timp rămân acolo impuse, atunci cred că economia globală va avea considerabil de suferit și nu exclud ideea unei noi crize destul de serioase. Dar asta se va vedea în luni de zile, în trimestre. Piețele încearcă să anticipeze, piețele încearcă să adulmece ceea ce se va întâmpla. Uneori au dreptate, alteori se păcălesc, am văzut asta. Alteori sunt pur și simplu mingea de ping-pong
pe masa unor jucători foarte abili și lucrurile se mișcă foarte, foarte rapid, așa încât se trece de la optimist la pesimist de câteva ori în aceeași ședință. N-a fost cazul ieri, dar ieri a fost mai degrabă o excepție. Lucrurile se pot schimba radical, piețele sunt foarte nervoase și influențabile, dar aș spune eu că pe termen scurt piețele au o conjunctură favorabilă acum, hrănindu-se probabil din unele cuvinte ale lui Rosengren, care spunea că dacă vor fi efecte serioase ale războiului comercial, atunci Fedul ar putea tăia rata de dobândă. Deci cred că suntem departe de acest moment, dar pur și simplu fluturarea scenariului respectiv prin fața ochilor investitorilor este bine venită și bine văzută, dar pe de altă parte un pic de spaimă s-a văzut ieri și asta s-a simțit și pe Volix, care a crescut, dar cumva nu a mai atins acel moment paroxistic de săptămâna trecută. Deci, pe scurt, aș spune că piețele se luptă să deseneze o corecție pozitivă, o anumită șansă de continuare a corecției pozitive pe termen scurt cred că există, însă în perioada următoare, părerea mea este că pe datele actuale, probabil că vom atinge 2800 de puncte și probabil că vom merge spre 2790 sau chiar mai jos, însă pe un orizont de câteva sesiuni, o săptămână sau mai mult. Pentru că poate fi loc pentru o corecție mai importantă. E notabil și faptul că până una alta au fost destul de multe ezitări și contrareacții. În cazul de față, putem spune că, așa, privind în urmă, așa cum lucrurile arată foarte simplu pe grafic, un semnal de întoarcere de acum 2 săptămâni, un semnal de ezitare, dar tot cu un corp roșu al lumânării, săptămâna trecută și iată o confirmare cumva a celor două mesaje descendente care a venit pe parcursul acestei săptămâni, dar este abia marți, deci lucrurile se mai pot schimba notabil. Aș urmări în perioada următoare și datele din sau discuțiile pe tema sancțiunilor comerciale europene. Europenii adoptă o poziție destul de neuniformă, aș spune. Fiecare își urmărește interesele, în Germania mai ales segmentul auto și industrial, care însă e printre cele vizate de către Statele Unite. În Franța, interesul este pentru produse agricole și deci nu deschide piața foarte mult pentru importuri din SUA. Canal de trend, chiar dacă linia aceasta s-a modificat oarecum, n-aș spune că, pentru că la modificarea time frame-ului văd că se mai plimbă ea, n-aș spune că suntem perfect în interiorul canalului de trend, dar suntem cam pe acolo, așa aș vedea lucrurile și deci șansa de a păstra așa o idee optimistă încă mai supraviețuiește, poate pentru o sesiune sau două, cred că maxim o sesiune dacă nu avem cumva o închidere optimistă astăzi. Deci ar trebui să vedem o închidere peste 12.000, 12.050 de puncte. Bun, o să revenim la D30, dar ca să încheiem cu US 500, mai văd o întrebare care e cea mai la obiect și cea mai puternică. Este inversat trendul sau încă nu și care ar putea fi semnalul inversării? Semnalul inversării cred că, din perspectivă tehnică, ar fi oferit de o închidere a săptămânii. De fapt, unul dintre semnale, nu semnalul, dar unul dintre ele ar fi generat de o închidere a săptămânii consistent sub ceea ce se vede. Ceea ce se vede acum. De exemplu, din maxime, dacă luăm și umbra lumânării, cea mai adâncă corecție anterioară a fost de 100 de puncte. Da? 100 de puncte, puțin peste 100 de puncte, ar fi undeva sub 2850-2860. Bun. Dar am avut această situație de depășire marginală a vârfului anterior. O depășire marginală care acum se vede ca o posibilă capcană pentru cumpărători, pentru cei optimiști în acea perioadă. În astfel de condiții,
Ceea ce se întâmplă este că de multe ori cei care au adoptat o abordare long așteaptă confirmări suplimentare pe care unii participanți nu le văd neapărat pe termen scurt. De aceea aș spune închiderea săptămânală ar trebui să fie sub 260, dar probabil consistent sub acest nivel. De ce? Pentru că incertitudinea este mult mai mare, pentru că volatilitatea este în creștere și pentru că avem nevoie de o anumită susținere pe partea de date fundamentale. Deci, eu aș suplimenta această cerință și aș spune o închidere săptămânală sub 2820, sub minimul anterior, minimul săptămânii anterioare, e la 25, dar mai luăm câteva puncte rezervă. Deci, o închidere ușor mai jos decât ne aflăm acum, săptămânală, ar fi o închidere slabă. Pentru că vorbim de un trend larg, trebuie să ne raportăm la time frame-uri mai mari. Nu ne putem raporta doar la evoluții intraday, pentru că intraday ne puteam păcăli destul de serios în câteva ocazii. Și, de fapt, chiar asta s-a întâmplat. A fost o serie de capcane pentru cumpărători care au putut spera pe final, mai întâi pesimiștii au fost prinși pe picior greșit, apoi optimiștii și lucrurile pot să mai continue așa o vreme. Dar tendința mi se pare preponderent descendentă, deci cred că riscul de a avea cel puțin o corecție adâncă este un risc considerabil. Și aș considera că acesta este scenariul de bază pentru o vreme, până când? Până la spargerea acestei linii de trend, deocamdată destul de agresive, undeva spre 2868, ea coboară foarte, foarte rapid spre 2850 înspre joi, vineri. Deci, unul dintre semnale ar fi o închidere săptămânală proastă. Un al doilea semnal ar fi acum depinde de la ce ne raportăm, dar cred că ar veni nu din sfera tehnică, ci ar veni din sfera fundamentală. Îmi pare rău că trebuie să induc această continuă întrepătrundere, dar graficul nu acționează independent aici. Este un grafic puternic influențat, chiar dacă nu răspunde întotdeauna așa, fără capcane și oscilații, dar este un grafic dominat de aspectele mari. Când m-ați întrebat, mă gândeam la, deci, trendul ascendent al acestei perioade de după decembrie. Teoretic, linia de trend a fost deja spartă, a fost deja întreruptă, dar cred că încă este puțin prea devreme. Un grafic de acesta mai liber ne ajută uneori să înțelegem lucrurile. Dacă vă referiți să la trendul multianual, atunci baza sa este mult mai jos și chiar dacă scădem spre 2400, acesta nu ar fi încă întrerupt. Deci vorbim despre sute de puncte care ar trebui sparte undeva sub 2400. Deci trendul major multianual este încă valabil. Trendul acesta pe termen scurt are șanse bune să fie supus unor corecții, iar dacă mergem pe un time frame și mai scurt, probabil că față de sesiunea de ieri este loc pentru o revenire temporară. Așa am pornit, deci răspunsul de întrebării și cred că și unor alte întrebări nepoziționate direct, pornind de la time frame-ul cel mai îndepărtat la cel mai apropiat. Cumva nu putem, așa, acum putem schimba time frame-ul. 2825, pe termen scurt, 2836 și 2850, rezistență, suportul la 2801, 2790 și 2779, trendul preponderent este unul descendent. Se vede cu ochiul liber. Faptul că liniile acestea însă nu sunt paralele, ci și chiar dacă aș muta-o puțin, să cuprindă și umbrele, tot nu ar fi paralele. Observați că avem o anumită divergență. Nu știu dacă se vede, e o mică divergență. Dacă era să fie paralele, putem forța un pic, dar aș spune că această lărgire de la o zonă îngustă la
interval mai larg este semnalul unei piețe tot mai nesigure și tot mai temătoare. Să ne uităm puțin în calendar, pentru că e important să avem niște repere de aici. Vânzările de retail în Europa și producția industrială la ora 12, indicele prețurilor produselor de import și de export, în general ele erau foarte puțin urmărite. Acum tendința va fi de a le acorda tot mai multă atenție pentru a vedea ce fac producătorii. Cum spuneam, există această idee, poți să exporți când ai taxe mai mari, poți să exporți mai puțin sau să absorbi în marja ta de profit o parte din costuri. Cred că totuși e puțin, puțin prea devreme. Mai degrabă în lunile următoare o să urmărim acest indicator. El va avea însă o conotație importantă pentru inflație. Datele importante de miercuri vin, bineînțeles, din România cu decizia privind rata de dobândă, dar din China, producția industrială și vânzările cu amănuntul. Este o piață care însă nu prea cred că își permite dezamăgiri majore și părerea mea este că nici nu le va avea. O ușoară încetinire la vânzările de retail 8,6 este așteptată, producția industrială 6,5. Aici chiar și 0,3-0,4 sub așteptări, deci un 0, un 6,1-6,2 la nivelul producției industriale ar fi probabil declanșator al unei noi runde de vânzări în bursa chineză, care s-ar vedea în Europa ulterior, dar tind să cred că vom avea ori o împlinire a acestor așteptări, ori o foarte ușoară dezamăgire doar. În timp ce restul sesiunii aduce PIB-ul în zona euro, cererile de credite ipotecare la ora 2 și vânzările cu amănuntul, valoarea core 0,7% față de 1,2% așteptat. În SUA, indice producției industriale și la ora 11, fluxurile pe termen mai lung. Vineri, o zi puțin mai compactă. Date comerciale din Europa, care vin cu puțină vreme înainte de un anunț al lucrurilor pe care ar vrea să le facă Statele Unite, tot în discuția cu China. Tot în discuția cu Europa pe plan comercial, autorizațiile de construcție și locuințele noi începute la 3 și jumătate, odată cu cele de ajutor de șomaj, iar vineri date de inflație din zona euro la 12 și indicele University of Michigan pentru luna mai la ora 5. Săptămâna anterioară am avut și comentarii și date macro, inflația în Statele Unite sub așteptări, date în general pozitive din partea exporturilor din Germania, cu o balanță comercială peste așteptări, o veste bună pentru euro, nu o veste foarte bună pentru mersul negocierilor. Iar în Statele Unite, de asemenea, un deficit comercial 50 de miliarde. Observați, sub plus 20 de miliarde de euro, deficit de 50. Cam acesta e raportul și semnul relațiilor comerciale între cele două zone. Datele de inflație, de asemenea, slabe în Statele Unite. Totuși, săptămâna trecută a stat sub influența discuțiilor comerciale, dar a mai primit ceva cifre. Comenzile industriale au fost, în general, slabe. Pentru US 100, în plus, au mai fost niște rezultate ale unor companii, niște comentarii. Apple a suferit suplimentar pentru că o decizia Curții Supreme a permis să se meargă înainte cu un proces pentru o poziție de monopol, anume acea taxă prelevată de 30% pentru cei care vând aplicații prin intermediul magazinului Apple, ceea ce s-a compus cu alte vești proaste. Intel are o serie de venituri pe care le extrage
China și atunci a avut de suferit, au fost niște topuri săptămâna trecută ce companii au pierdut cel mai mult. Există și aici o tendință de revenire ușoară, dar linia de trend încă valabilă și o tendință preponderent descendentă deocamdată, doar că avantajul, dacă se poate spune așa, după scăderi mari, este că se creează foarte mult spațiu până la linia de trend. Deci, teoretic, e loc pentru corecții. Însă, ele ar putea fi activate doar după depășirea unei serii de niveluri de rezistență, 7383, 7433, 7500, oarecum, suport 7350, 7300 și mai jos, luăm acest minim 7276 și mai jos 7221, pe care cred că ar trebui să-l și avem aici pe grafic. Bun. Aceeași idee, poate o anumită zonă de stabilizare ar fi posibilă, dar tendința este încă descendentă. Piața aceasta a fost ușor influențabilă și de aceea se poate schimba în câteva minute dacă apar comentarii consistente. Iată, întrebarea de acum va fi dacă China va utiliza arma deținerilor de titluri de stat pentru că ar putea să vândă din ele, împingând dobânzile în sus și imprimând suferință economiei reale. Deocamdată nu se pare că nu există un comentariu pe această temă. O să avem datele acelea, le-am discutat în calendar, acelea referitoare la fluxurile pe termen lung, deci mâine o să avem informații pe această zonă. Williams a vorbit despre politica financiară care politica fiscală care poate îmbunătăți robustețea economică, capacitatea de a rezista la stresa economiei. Tendință ușor descendentă și pentru bursa germană, afectată ieri, dar nu la fel de mult precum Nasdaq în anumite perioade. Ceea ce spune o poveste interesantă, după părerea mea, poate că în Europa riscurile se acumulează oarecum, dar nu sunt atât de vizibile pentru că toată lumea este atentă la ceea ce se întâmplă în SUA și în piețele din SUA. Dar, așa cum avertiza și ministrul economiei din Germania, este afectată economia europeană de aceste tensiuni comerciale și asta chiar fără să avem sancțiuni impuse direct. Deci lucrurile nu arată extrem de roz din punct de vedere fundamental dacă nu se renunță la aceste taxe vamale. Deci, observați, nu am spus doar să nu se mai pună altele. Părerea mea este că dacă aceste niveluri rămân, atunci va fi dificil pentru companiile europene, pentru că în cele din urmă se vor transmite și către Europa aspectele negative. 12.000 și 12.100 aproximativ pe termen scurt, nivelul de rezistență, apoi linia de trend oferă o tendință, oferă niște reperuri în scădere, undeva spre 12.070-60 în a doua jumătate a săptămânii. Pe termen scurt, suportul este în jur de 860, aș lua, chiar dacă am fost un pic mai jos recent, aș lua minimele anterioare. Și apoi un 840, mai jos aș lua acest vârf local pe la un 680. Canalul de trend încă nu este abandonat, dar o mică lovitură și l-am lăsa în urmă. Bun. Vă propun să mergem acum la segmentul următor al discuției noastre. Piețele valutare. Vom putea discuta puțin mai concis pentru că aspectele importante ale relațiilor comerciale le-am discutat în celălalt segment, care bineînțeles este accesibil și individual pe YouTube. Va fi după ce vom încheia această sesiune live. Tendința pe EURUSD este una oscilantă, aș spune eu ușor ascendentă, dar nici pe departe traderii nu sunt hotărâți.
Și întrebarea este, pe care o primesc, este esențială. Cum explicăm relativa pasivitate a Eurosedex în contextul conflictului comercial SUA-China în comparație cu indicii majori? Incertitudine egal mișcare laterală, dar doar pentru Eurosedex? Cred că în câteva cuvinte investitorii nu știu pentru cine, pentru ce monedă este mai rău ceea ce se întâmplă acum. Teoretic, impui taxe vamale unui partener comercial, tu vei exporta mai mult și vei importa mai puțin, e bine pentru moneda ta. Dar contrapartida răspunde. Și atunci și tu ajungi să exporți mai puțin și cumva se reface echilibrul. Tu aveai deja un deficit, deci să spunem că poate ca efect net am putea vedea în cele din urmă o anumită îmbunătățire, pentru că partea cealaltă nu poate impune, chiar dacă impune taxe vamale, nu le impune asupra unui volum asemănător, deși această idee este oarecum discutabilă. Să spunem că dacă, pe de o parte, am vedea un dolar american care teoretic ar trebui să câștige, inclusiv din sfera aversiunii față de risc, și o monedă unică europeană care ar avea de pierdut. Pe de altă parte, dolarul nu câștigă în raport cu euro, aș spune eu, dintr-un motiv care ține de poziționarea pe termen lung în rezervele strategice, rezervele băncilor centrale și de rolul important pe termen lung al dolarului. Observați că anumite trepidații săptămâna trecută au fost, dar dincolo de o dinamică pronunțată în câteva ocazii, sesiunea de vineri, de exemplu, piața a rămas pe loc. Ieri, ora 3 și jumătate, ora 3, 3 și jumătate a dus la scăderi importante. Era și o revenire apoi a dolarului american. Era momentul când se discutau atât răspunsul Chinei la sancțiunile americane, cât și au văzut comentarii referitoare la Iran, oglindite ulterior de președinte pe seară la noi. Până la urmă, faptul că avem avioane militare care zboară deasupra sâmtorii Ormuz după ce am avut niște petroliere care au fost lovite de au fost sabotate, două dintre ele fiind saudite. Și ochii s-au îndreptat spre Iran. Iranul neagă că ar fi în spatele acestor incidente. Toate acestea cred că creează o reală îngrijorare pe termen lung în privința situației geopolitice. De ce nu apreciază asta dolarul american? În primă fază s-a reușit, nu și ulterior. Posibil ca piețele să fie realmente preocupate de niște evoluții pe termen lung. Și bănuiesc că asta este problema. Cu alte cuvinte, cost pe termen scurt, care teoretic ar trebui să meargă în defavoarea EURUSD, ca să revin aici, întrebări pe termen lung despre ceea ce se întâmplă cu dolarul american și poate chiar, dar asta venim mult mai târziu, poate chiar așa o așteptare avant la lettre a poziției Fed-ului exprimată de Rosengren, cum că dobânzile ar putea fi tăiate ca răspuns la tensiuni comerciale. Dar părerea mea este că e o bătălie între percepția pe termen lung și cea pe termen scurt și o anumită topire a granițelor dintre cele două, pentru că termenul scurt nu devine dintr-o dată peste o săptămână, la o săptămână și o zi devine termen lung, sau termenul mediu nu devine peste o lună și jumătate, devine deodată termen lung. Este un gradient, o topire continuă. Și
Cred că, dacă vreți o explicație și mai simplă, traderii nu știu foarte bine la ce să aștepte și nu știu foarte bine care este pierzătorul între cele două, dar tind să meargă pe ideea că dolarul american este pierzătorul și asta este notabil pentru mine, pentru că Europa are propriile sale probleme. Deci, mai degrabă tind să cred că joacă un rol și acea rebalansare away from the dollar, îndepărtare față de dolar. Am avut această discuție mult mai lungă doar pentru că suntem la market briefing și e greu de avea de a găsi timpul în mod normal pentru astfel de dezbateri. Dar este o întrebare extrem de care atinge miezul problemei acum. 1.12.50 rezistența, apoi 1.12.64 și 1.13 suportul l-aș vedea pe la 1.12.19, 1.12.15 și undeva pe la 1.11.85. Probabil că cu toată această evoluție ascendentă și cu toate spike-urile anterioare, EURSD nu este obligat să spargă linia de trend, nu e o chestiune deja reușită. În schimb, aș spune că, înainte de a trece la GBP/USD, aș spune că datele de săptămâna trecută, datele slabe de inflație, au ajutat puțin USD-ul să fie în defensivă și că marginal pot să conteze, pe termen scurt mai ales, cifrele de astăzi. După părerea mea, există un ușor risc ca ele să fie nefavorabile și dolarul să aibă puțin de suferit pe după amiază, dar cred că nu e obligatoriu ca de aici să preia, să spargem linia de trend. Dacă o facem, avem nevoie, atenție, nu doar de o evoluție intraday pozitivă, ci de o închidere peste 1.12.65-66, deci o închidere peste aceste vârfuri. Altfel, să nu fim convinși că există această suferință a dolarului. Față de EURSD, GBP-ul arată cu mult diferit. Se vede aici presiunea care ține, bineînțeles, de situația politică, de faptul că avem un potențial de a rămâne fără guvern. În același timp, discuțiile cu laburiștii nu merg deloc bine. Se pregătește o întrerupere a dialogului. Crește probabilitatea unui nou referendum. Piețele decodifică aceste mesaje ca fiind nesiguranță și aspecte negative pe termen scurt. După părerea mea, lucrurile nu sunt chiar așa, iar contextul actual este unul mai degrabă de alunecare corectivă sau de alunecare neconvinsă. Probabil că un canal de trend de genul acesta poate fi respectat pentru o vreme, dar după părerea mea, orizontul mai îndepărtat tinde să fie favorabil. Totuși, pe termen scurt, canalul de trend este descendent, chiar dacă avem aici o anumită șansă de stabilizare, 29,55, 29,68, rezistență, suport la 29, 25 și 21,29. Ca idee, totuși, fluctuațiile au fost procentual până în 2% în ultimele săptămâni, ceea ce înseamnă că, de fapt, e un fel de furtună într-un pahar cu apă, ceea ce se întâmplă acum. Calendarul ne arată date relevante astăzi din piața muncii și o să mai avem niște date. Mi-amintesc că erau săptămâna aceasta. Nu apar aici aceste date. Atunci ne bazăm pe calendarul nostru deocamdată și spunem că acestea sunt cifrele cele mai relevante ale săptămânii. Pe termen scurt, dincolo de anumite corecții, cred că acest canal de trend poate să ne ducă chiar ceva mai jos, chiar spre un 1.29. Pe termen mai lung, spuneam că nu am sentimentul că mergem într-o direcție proastă cu toată dezordinea aparentă. Dolar yen a revenit notabil începând de ieri după amiază.
Și acum atacă 192, nivel de rezistență destul de important. Cam în această zonă era bariera care a menținut piața câteva zile. A oprit-o din scădere. Am spart acea barieră, a fost un prăpăd pe termen scurt, între ghilimele, cam jumătate de procent. Și piața a revenit ulterior. Discuții numeroase în Japonia despre politica monetară, despre direcția în care se va merge. Unii vorbeau de nevoia de unii membri ai Comitetului de Politică Monetară luaseră în calcul nevoia de a stimula monetar suplimentar. Totuși, avem această tensiune dinspre piețele de capital care s-a accentuat ieri și în plus situația foarte tensionată din jurul Iranului. Unele voci chiar se tem de o intervenție militară acolo, ceea ce ar complica foarte, foarte serios situația și, zic eu, la nivel global și într-o manieră durabilă. Doar că, pentru moment, piețele au reușit să-și recupereze optimismul, poate și cu ajutorul unor comentarii orientate favorabil injecției de lichiditate din partea lui Kuroda. Pe termen scurt, a spune totuși că piața înregistrează anumite dificultăți în regiunea respectivă, iar pe un orizont daily avem o revenire încă insuficientă. E nevoie ca în una, două sesiuni să închidem peste 190 ca să avem șansă la o recuperare mai consistentă. Arată ușor mai bine decât în ultimele sesiuni, chiar decât în ultimele săptămâni. Confirmarea trebuie să vină să dinspre un apetit pentru risc care măcar să nu se mai deterioreze și nu știu dacă asta putem obține. Pentru leu, tendința pare a fi ușor, foarte ușor, abia sesizabil, dar euro-ron tinde să pună presiune pe nivelul de rezistență și un 4,7620 ar fi la un moment dat vulnerabil din punctul nostru de vedere. Decizia băncii centrale de mâine este așteptată la ora 1 și vom vedea nu doar decizia, ci și comentariile pe care le va face în condițiile în care inflația le va face Banca Centrală în condiția în care inflația tinde să crească, iar dobânzile sunt sub acest palier. Se așteaptă o majorare a dobânzii? Nu. 2,5% este nivelul văzut în continuare, dar chiar fără această majorare a dobânzii, roborul e peste referința monetară, 3,29, dar sub la 3 luni, dar sub mult sub ceea ce probabil ar fi justificat în aceste condiții de inflație. Avem date referitoare la producția industrială, indicele publicat de Institutul de Statistică arată o creștere de 0,3% față de luna anterioară și 1,4% față de anul anterior, deci o oarece stabilizare față de anul anterior și aș spune că trebuie urmărit cu mare atenție pentru că se poate ca să importăm în timp pasul mai lent pe care îl vedem în industria germană. Dacă spargem 76,20, undeva pe la 77 și apoi 77,70 văd rezistența următoare, suportul în jur de 75 și 74,30. În domeniul materiilor prime, discuția noastră merge spre petrol. Petrolul a fost foarte, foarte agitat. A crescut odată cu tensiunile în majoră expansiune, în care vizează, bineînțeles, Arabia Saudită, Iranul, foarte mari producători, dar a coborât drastic odată cu evoluția din piețele de capital și nu și-a revenit ulterior. Din nou, o anumită vulnerabilitate e prinsă între această idee cerere mai slabă dacă vorbim de o scădere a economiei de o scădere a ritmului de creștere a economiei globale sau tensiunile respective. Părerea mea e că destul de
mulți investitori sunt stresați de ceea ce se întâmplă și asta tinde să afecteze negativ prețul petrolului față de ceea ce văzusem până acum. Deși știu că e un instrument ultra-speculativ, am sentimentul că ceva s-a întâmplat și că realmente piețele sunt mai atente, investitorii sunt mai atenți la riscurile adresate economiei și asta nu sună foarte bine pentru petrol. 60-46 este încă suport, 60-07 mai jos, dar pare un pic vulnerabil în orele și zilele următoare. 61-30 și 62-50 zonă de rezistență. Pentru aur, impactul negativ asupra activelor de risc este un impact pozitiv aici. Și aurul chiar a fost considerabil mai sus, spre 1303. A avut una dintre cele mai bune sesiuni, în timp ce alte instrumente au avut una dintre cele mai proaste sesiuni din ultimele săptămâni. A spart linia de trend, doar că graficul daily nu arată prea bine, e un fel de shooting star aici. Să ne orientăm doar după analiza tehnică, e un pic subțire, aș zice, în această perioadă, dar pare predispus la o pauză sau chiar la ușoară alunecare pe termen scurt. Din punctul meu de vedere, include o primă de risc importantă. Dacă lucrurile se liniștesc, mai ales aici pentru aur, contează situația din Orientul Mijlociu și faptul că amenințările acestea cu intervenția militară și avertizarea președintelui american să nu facă vreo prostie iranienii, dacă nu se liniștesc aceste aspecte și nu dispar din sfera publică, de preocupare atunci nu sună foarte bine pentru viitor, dar sună foarte bine pentru aur. A spune deci că pe termen scurt, deși e foarte greu de făcut prognoze la nivel politic și geopolitic, pe termen scurt putem asista la o anumită liniștire. Am bănuiala însă că aurul, care nu a întrerupt încă trendul mai larg descendent, a întrerupt faza sa accentuată, dar putem să redesenăm ceva în genul acesta. Pe termen mai lung, aurul ar putea să cunoască din nou episoade de genul acesta de apreciere rapidă. Bun, și văd o întrebare care începe așa, Bitcoin două puncte. În ce măsură putem asocia creșterea Bitcoin și cu instabilitatea creată de război comercial dintre SUA și China? Mai avem și discuții vis-a-vis de Corea de Nord, aproape că nu mai avem timp pentru ele. Și doi, alături de creșterea aurului, pot miza majoritatea investitorilor pe Bitcoin ca refugiu în momente de criză? Bun. 1. Ce măsură putem asocia creșterea Bitcoin cu instabilitatea creată de război comercial? În bună parte, dar nu este numai asta, este mult mai mult, este o teamă serioasă de conflict militar. Asta este ceea ce se vede aici, mai ales în regiunea Orientului Mijlociu și Asiei, unde avem cumpărători de monedă virtuală, mai ales în Asia, spune. 2. În ce măsură poate fi Bitcoin un activ de refugiu? În mare măsură, atunci când preocuparea vizează stabilitate politică și militară, mai ales în regiunea asiatică. În mult mai mică măsură, dacă avem tensiuni care țin de economia reală, de recesiune și nu sunt riscuri sistemice. Dacă duc doar la încetinire și nu la riscuri de genul acesta știu eu, riscuri care să vizeze sistemul financiar sau riscuri militare, riscuri foarte importante, probabil că Bitcoin răspunde mult mai puțin. Dar ceea ce se întâmplă aici nu este doar. Am vorbit foarte mult și trebuie să păstrăm concizia. Nu este doar o reacție la mediul. Mult mai putem să deschidem orice canal de știri și vom vedea mult mai agitat decât în mod normal, chiar dacă, în general, presa tinde să accentueze anumite momente delicate și volatile, există de data aceasta un substrat serios. Pe lângă asta, este o eliberare și o panică speculativă, o eliberare a celor care au stat multă vreme în așteptare și un pic de teamă de genul crește, ce facem, o să se ducă din nou în sus, poate ratez această mișcare. Asta e ceea ce cred eu că se vede pe graficul monedei virtuale, care este în evoluție aproape
Apă pe verticală. Bun. Simt că interesul e foarte mare pentru această piață și cumva cred că poate să fie justificat. Adică unde mai găsești astfel de randamente în câteva zile fără mișcări colaterale? Deci nu prea am avut o contrareacție importantă. Am avut însă intraday, să nu ne păcălim așa pe graficul zilnic, să zicem că totul e bine. Asta este simplitatea când vorbești față de atunci când tranzacționezi. Intraday au fost niște mișcări destul de ample la un moment dat, corective, mai ales noaptea trecută, dar totuși piața încă merge în sus. Părerea mea e că suntem într-o fază destul de înaintată, destul de extinsă. O altă corecție importantă a fost așa, de vreo, nu mai puțin decât de vreo 700 de dolari, cam 10%. Ceea ce înseamnă că utilizarea levierului aici e destul de periculoasă. Practic, instrumentul se mișcă procentual atât de mult încât nu ai nevoie de levier. Deci poți adopta poziție relativ mici. Avem un participant care spune că regretă că nu a cumpărat Bitcoin pe 1 aprilie. Dar cine nu regretă privind în urmă că nu a cumpărat? Dar ideea este totuși că cred că se merge destul de departe și că e dificil să spargem acest 1473 în mod puternic, consistent și fără niște corecții. Adică m-aș aștepta ca câteva sute, poate chiar spre 1000 de dolari să fie expuși în condițiile în care piața nu reușește să închidă mult peste 8470. Următorul palier ar fi undeva spre 9130 și 9900. Dincolo de aceste fluctuații, evoluția este extrem de puternică și ne arată cât de mare este ceea ce se numește pent-up demand, adică o cerere care a fost acumulată, a fost în așteptare. Mulți observatori și mulți participanți la piață cred că se gândeau, ok, când crește, mă arunc din nou pe Bitcoin. Și astfel revenirea este una puternică, spectaculoasă. Nu spune neapărat că s-a încheiat, suntem în faza asta verticală, în 2 zile poate să se ducă extrem de sus, dar părerea mea e că risk reward-ul, deci pur și simplu din perspectiva riscului, nu mai favorizează cumpărarea aici. Dacă aș avea poziții, nu comentez aici mai în detaliu, dar și acum depinde de time frame, dar depinde de orizontul de timp așteptat, dar poate nu aș intra automat la vânzare, însă în momentul în care aș vedea o corecție mai mare de 4-500 de dolari pe unitate, poate că m-aș gândi la marcarea parțială a unei părți din marcarea parțială a profitului, bineînțeles. Dar moneda virtuală arată, e un barometru al nervozității și nervozitatea este în creștere. Dacă însă, ce a spune eu, Doamne ajută, nu o să avem conflicte care să se transforme în ceva militar, știți că se discută despre și despre Corea de Nord care ar dori să preia acel program nuclear, Iranul care a anunțat acum câteva săptămâni că o va face, aceste mișcări militare, mișcări de nave, survolări de avioane americane, toate acestea nu liniștesc deloc. Dacă nu se transformă în ceva mai grav, probabil că nu mai mult de câteva sesiuni riscăm o corecție accentuată aici. Nivel de suport, dacă nu l-am menționat deja, pe la un 7400, 430, undeva spre un 6700-6800. Bun, mulțumesc pentru atenția acordată. A fost un webinar foarte lung, dar sper eu unul interesant pentru dumneavoastră și cred că nu sunt vremuri ușoare pentru traderi, vremuri promițătoare, dar doar pentru cei cu strategii foarte clare și cu o foarte bună gestiune a riscului. În orice caz, spectacolul este sub ochii noștri și putem învăța din el, chiar dacă nu participăm direct. Piețele conțin mesaj. Conțin informații deseori relevante, spun eu, pentru economie și nu numai. Mulțumesc, o zi plăcută în continuare și o săptămână favorabilă. Toate bune, pe curând, la revedere!